Salutare tuturor și bine v-am regăsit! A venit momentul să facem un unboxing și o trecere completă prin specificațiile lui Samsung Galaxy S3, cel mai așteptat Android al anului 2012, din punctul meu de vedere, un telefon care trebuie să satisfacă multe dintre nevoile de performanță ale pasionaților de telefoane foarte deștepte. Un telefon de vârf. Haideți să-l desfacem. Înainte de toate să vă arăt cutia, albă, simplă, relativ simplă, cu un sistem de deschidere ceva în genul ăsta așa. O să o deschidem imediat. Până atunci, ce ne interesează pe față, simplu Samsung Galaxy S3, iar pe spate, Samsung se laudă din prima cu specificațiile. Ni se spune foarte clar că avem de-a face cu un Samsung Galaxy S3. Aici este spațiu de stocare de 16 GB. În prima parte, în România, vor veni mai mult de 16 și apoi de 64. Și spune că vede, ascultă, știe și împărtășește, share-uiește cu ceilalți, să zicem. Stay awake when you do, adică stă treaz atunci când tu ești treaz, răspunde la cuvintele tale, îi urmărește pe cei dragi și te lasă să retrești fiecare moment. Sunt texte de marketing, dar care te lasă să înțelegi câteva dintre specificațiile, dintre lucrurile interesante de pe telefon. HSPA. Se spune că este un telefon care este capabil să ajungă până la viteză de transfer de 21 de megabiți pe HSUPA 5.76. Este un quad band, așadar este bun pe orice continent. Chiar și Statele Unite, chiar și în Europa, este făcut pentru toate rețelele. Pe noi ne interesează HSDPA-ul ăsta, care este disponibil în România și vom vedea ce viteze ne poate oferi. Este și bun pe GPRS, în zonele în care nu ai 3G, quad band și aici. Și prima specificație legată de performanța procesorului, quad-core, un quad-core de 1,4 GHz, capabil să redea Full HD 1080p și să și înregistreze cu ajutorul camerei. Procesorul este un Exynos de la Samsung, este propriul lor procesor și este considerat unul dintre cele mai rapide la această oră. Ecranul 4,8 inch HD Super AMOLED. Deși este Super AMOLED ca și pe Galaxy S2, are rezoluția mult mai bună, deși este mai mare, este un 720p, 1280x720, o să vedem imediat și asta, și luminozitatea, calitatea imaginii este mult mai bună. Capabil GPS și GLONASS pentru navigație. GLONASS este GPS-ul rusesc, dacă vreți. Dacă GPS-ul a fost dezvoltat de armata americană, GLONASS-ul este dezvoltat de ruși. Se spune că avem o cameră 2 megapixel cu autofocus și o cameră frontală de 1,9 megapixel, însă și camera aici are câteva îmbunătățiri, bateria o mare pas înainte, 2100 de mAh, iarăși niște logotipuri pentru Super HD AMOLED, că e un Android, că este Bluetooth, o să vedem că este 4.0, capabil de toate standardele cunoscute până în momentul ăsta, cel puțin cele mai obișnuite Wi-Fi, ABG și N, și DivX HD. Codul de produs este GT-I9300. Am încercat să văd pe cutie unde este produs, nu se scrie. Mi se spune că culoarea, codul de culoare este Ceramic White, iar versiunea este GT-I9300RWDBTU. Și cam atât. Aici un sigiliu de siguranță. Hai să deschidem cutia. Și exact aproape pe mărimea cutiei avem în interior un telefon baban. Însă nu atât de mare pe cât m-aș fi așteptat. Senzația în imagini și în poze este că este mult mai mare decât în realitate. Hai să-l și scoatem. Din punctul meu de vedere, nu pare chiar atât de mare. Pe bune, chiar nu pare exagerat de mare. Mi se pare un telefon, cel puțin, eu am și o mână destul de mare. Mi se pare destul de ușor de ținut în mână. Cam așa arată în mâna mea. Mi-este la îndemână orice spațiu de pe ecran cu degetul mare, cam așa se va întâmpla în cea mai mare parte a timpului atunci când îl voi folosi. Și la atingere, senzația este de calitate. Este într-adevăr lucios, e glossy, hyper glaze, așa îi se spune acestui embeliș. Simți că este plastic, dar este un plastic îmbrăcat cu un material de foarte bună calitate și senzația la atingere, vă spune, de foarte bună calitate. L-am dat și unor proprietari de iPhone să-l țină în mână și au spus că sunt impresionați de calitate. Iată cât de bine lucește, cât de frumos lucește. Sigla Samsung e în relief aici, nici asta nu e metalică, camera, difuzorul și LED Xenon. Și pe canturi, aici partea interesantă, îți dă senzația că este făcut cu aluminiu. Plasticul este așa polisat.
eu m-am lăsat păcălit în primele, la prima atingere, chiar am crezut că e aluminiu până când nu l-am căutat mai bine. După ce m-am gândit mai serios, nici măcar nu mai îmi pasă. Pentru că pentru mine cel mai important este să fie ușor și subțire, iar subțire reușește să fie. Chiar reușește, arată foarte bine din toate unghiurile și o chestie iarăși foarte interesantă, nu are nici o latură perfect dreaptă, deși pare, toate acestea sunt ușor curbate, toate au o curbă chiar și pe laturile lungi, pentru a nu intra într-o dispută cu cei de la Apple, pentru iPhone, care a fost primul telefon cu laturi drepte și colțuri rotunjite. Bun, hai să deschidem și capacul din spate. Sistemul de deschidere este ca la S2, aici în cap. Oricum și butoanele sunt dispuse ca la S2. Aici e butonul de pornire de blocare, volum și aici este jack-ul pentru sunet. De aici se desface capacul din spate, care trebuie efectiv forțat. Cam așa arată în spate. Foarte subțire. Foarte subțire. Și poate fi și îndoit, fără să se rupă. E o chestie, din punctul meu de vedere, un plus. În utilizarea obișnuită, chestia asta se va dovedi extrem de utilă, pentru că telefonul s-a mai cădea din mână, de mai forța și nu vrei să ai probleme cu el. Iată bateria. Din punctul meu de vedere, putea fi chiar mai mare, putea să mai adauge niște sute de miliamperi, mai era loc pe aici, pe undeva, dar măcar atâta. Slotul de micro SIM de acum, Samsung Galaxy S3 vine cu micro SIM și aici este slotul de micro SD. Vestea bună este că de acum suportă micro SD până la 64 de giga, așadar îți iei un card baban și poți să-l duci, dacă ții versiunea de 64, poți să-l duci până la 128 de giga spațiu de stocare. Este o chestie foarte tare din punctul meu de vedere, care îți poate face telefonul smart chiar mai capabil decât un laptop. SIM-ul se bagă și se împinge până la capăt, până face un declic și a intrat la locul lui. Și cam atât. Este prins în niște șuruburi, nu mă voi apuca să-l desfac, n-am de gând să-i strig garanția. Bun, să-i pun capacul și o să-l pornim. Sistemul de închidere este similar cu cel de la S2, trebuie să împingi efectiv capacul la loc și ați văzut cum pocnește când intră la locul lui. În momentul în care a intrat, toate suprafețele arată foarte bine. Și singurul loc unde vei putea din nou să-l desfaci este locul de aici. Din punct de vedere, este o soluție foarte utilă și care cred eu că și rigidizează suficient de bine telefonul. El are deja în stand-by, o să-l opresc și o să-l repornesc ca să vedem toată povestea asta cu pornitul și opritul. Așa arată când se stinge cu logo-ul Samsung. La pornire, splash screen-ul cu Samsung Galaxy S3 GTI 9300. Și în toată îți dai seama că ai un ecran mult mai serios decât ce am mai văzut până acum pe telefoanele mobile. S-ar putea ca în funcție de operatorul pe care l-ai ales să îți apară pe ecran și un logo al operatorului atunci când faci pornirea. Să băgăm și pinul. Și primul ecran pe care îl vei vedea este cel de selectare a limbii. O să mergem pe United Kingdom, deși în lista am găsit și limba română, o chestie pe care o apreciez în mod deosebit, deși pentru limba română nu are foarte mult suport, în afară de introducerea textului, partea de voce încă mai are de așteptat. Așadar, English, Start. Și îmi cere deja o rețea Wi-Fi. Acestea sunt cele de la mine din zona, să mă conectez la una dintre ele. Ok, next, setarea datei și a orei, este deja pe ora potrivită, mă îndeamnă să-mi introduc un cont Samsung, am un cont Samsung și o să mă loghez pe el. În momentul acesta îl caută și se va loga și în momentul în care te loghezi cu contul Samsung îți dă opțiuni de restore și auto backup. Nu am să fac lucrul ăsta, nu mă interesează în acest moment. Și acum partea cea mai importantă, te invită să-l faci un Google, adică să te conectezi la
la contul de Google. O să fac și lucrul ăsta că ne va fi util mai încolo pentru e-mail și pentru alte lucruri. O să introduc parola și imediat revenim. Acum caută să se logheze în rețea și de îndată ce te-ai logat cu contul tău de Gmail, va începe să facă niște lucruri. Spre exemplu, te va invita să te loghezi pe Google+. Not now. Backup and restore. Restore from my Google account to this phone. Keep this phone backed up with my Google account. Eu folosesc deja această opțiune și de îndată ce am intrat pe un nou telefon, automat îmi va aduce în telefon toate contactele, toate datele pe care le-am avut înainte pe telefonul anterior, o să-i dau Next. Și din momentul ăsta el încearcă să se conecteze la Google pentru a aduce în telefon toate datele acestea. Mă întreabă dacă sunt de acord să folosească localizarea. În urma scandalurilor, toți operatorii încep să facă chestia asta. O am să accept. Să spunem cui aparține acest telefon. Deja și-a dat seama că mi-aparține mie după adresa de e-mail din contul de Google. Și aici o treabă foarte deșteaptă. Telefonul vine cu... Din pachet vine cu o ofertă foarte bună de la Dropbox pentru a obține 50 de giga de Dropbox pentru 2 ani. Am deja un cont, mă voi loga cu el și automat voi primi spațiul. Sunt curios dacă sistemul poate fi păcălit, dacă toți suntem... noi români, să te lase să restartezi telefonul și să te loghezi cu contul unui prieten, să-i dai lui acei gigabyte după ce ți-ai făcut tu upgrade-ul, să tot resetezi telefonul și să tot le faci prietenilor conturi de 50 de giga. Ar fi o treabă foarte tare. Dropbox altfel nu oferă 50 de giga gratis. Aici prima opțiune este Save your photos to Dropbox. Your photos and videos can be automatically uploaded to Dropbox. Adică, în momentul în care vei face o poză, poza ta, de îndată ce intri pe Wi-Fi, va fi urcată în contul de Dropbox și poate fi văzută și de tine, dar și de cei care le dai link-ul în contul tău. Mi se pare o treabă foarte deșteaptă pentru că dacă îți pierzi telefonul, nu pierzi, spre exemplu, și pozele din vacanță sau poți face o poză într-un loc și să o share-uiești cu ceilalți. Să-i dau turn on și gata. Device is set up and ready to use. Finish. Și luăm contact pentru prima dată cu ecranul de pornire. Swipe left or right to switch between home screens. Între timp, în background, el deja îmi instalează toate programele mele deja cumpărate din Google Play. Ok. Mă anunță că notificările se obțin trăgând așa. Ok. Tap to see all your apps. Și din momentul acesta, ecranul principal este activ cu setările de bază. În prima parte aici sus avem un widget pentru vreme, cu ceas, cu dată, cu lucruri de genul ăsta. Aici un chat on, camera, Samsung Apps și Play Store. Cu siguranță eu le-aș schimba dacă aș folosi telefonul, pentru că pentru mine este mai importantă WhatsApp sau alte asemenea. Se vede clar că tot face actualizări. În background aici curg toate, între timp, pentru că este pe Wi-Fi, toate programele mele cumpărate din Google Play se instalează automat pe acest device. Din punctul de vedere este o chestie foarte simplă dacă ai trecut de la un telefon la altul. Iar în partea de sus ai la dispoziție toate setările de bază de aici, Wi-Fi, GPS, să treci telefonul pe mute, rotația ecranului, să-l treci în power saving, să activezi notificările, să activezi traficul de date mobile. Nu am nevoie neapărat de ele pentru că sunt pe Wi-Fi, ar trebui să-și facă singur lucrul ăsta. Bluetooth-ul, driving mode, o chestie pe care o să vorbim imediat, care activează niște răspunsuri vocale și sincronizarea contactelor. Bun, între timp aici curg toate aplicațiile sunt actualizate în timp ce vorbim. Am și o viteză de internet destul de bună și văd că le trage foarte repede. Nu sunt adăugate aici, o să dau clear și dispar foarte frumos într-o parte. E o chestie iarăși diferită față de ce am mai văzut până acum. Toată interfața se mișcă oricum mult mai bine. Prima senzație pe care când vezi ecranul este într-adevăr că este foarte luminos, culorile arată mult mai bine, dar și senzația la atingere este mult mai plăcută. Deși simți că nu este sticlă și este un plastic foarte prietenos la atingere și iată cât de bun este răspunsul la tragerea ecranului. Hai să-l aduc și mai aproape.
delay-ul este minim la mișcarea ecranului. Hai să vedem și cum arată interfața atunci când treci dintr-o pagină în alta. Așa arată la prima utilizare, din punctul meu de vedere destul de neinspirat. Încearcă să-ți vândă o grămadă de chestii, cum ar fi Video Hub, care la noi nu prea are valoare, un player de audio, S-Suggest, și dacă dai click pe el, îți va sugera niște aplicații pe care să le instalezi, să dai agree, de 3 ori, habar n-am de ce, și aici îți va sugera aplicații dintr-un fel de market al celor de la Samsung. Cam așa arată. Au și buton de like, din câte văd mai nou. Le poți sorta pe categorii, jocuri și așa mai departe. Hai să ieșim din el, mă interesează mai puțin, mă interesează direct Google Play. Aici este primul ecran liber. Și aici apar deja primele aplicații pe care eu le instalasem anterior, șterse cu telefonul resetat la zero sau reinstalat automat. Iată-le aici. Parcă sunt ceva mai risite pe ecranul lui S3. Este și un telefon mai mare, cu o rezoluție mai bună, dar îmi dau senzația că e mai ușor, mai lizibil. Nu mai sunt atât de înghesuite ca pe S2. Se vede că spațiul suplimentar este cât se poate de util. Hai să intrăm și prin meniuri. Așa arată, amintează în zona de aplicații. Încerc deja să mă învețe tot felul de lucruri, că pot să apăs pe o aplicație și să o mut de colo-colo. Printre aplicații mi-a apărut deja Flipboard-ul proaspăt introdus pe Android, care arată excelent, o să-l vedem imediat. Derularea printre aplicații iarăși este ca o briză. Trece foarte ușor dintr-un loc în altul. Aici sunt toate aplicațiile și aici sunt widget-uri. Dacă apeși pe unul dintre widget-urile astea, se va muta într-un ecran.